Tudorel Toader reacționează la cererea premierului Viorica Dencil de desecretizare a protocoalelor încheiate de SRI, trebuie să ne adresăm Idna. Premierul Vioric Dencil solicit desecretizarea protocolelor încheiate între SRI sublinierei alte instituții ale statului, având în vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru funcționarea României ce stat democratic în care funcționează separația puterilor în stat, precum sublinierea poziția oficială exprimată astăzi de administrația prezidențială, a anuncat, vineri seară, guvernul. Tudorel Toader a reacționat, i-a anunțat ce va cere desecretizarea protocoalelor dintre SRI IDNA. În opinia mea, înseamnă încă un pas spre normalitate, încă un pas spre reglarea raportului dintre autoritățile publice, încă un pas spre ceea ce ne cere statul de drept, să ne desubliniere urme activitatea numai pe baza legii sublinierei numai în limitele legii. Am discutat astăzi cu doamna premier sublinierei articolul 3 din legea 182/2012 spune ce protocoalele secrete nu pot împiedica accesul la informațiile de interes public. Ministerul public, DNA, orice autoritate, nu îl sublinierei poate desubliniere ură activitatea în afara legii. Or, procurorul sublinierei desubliniere oare activitatea de urmărire penal numai în baza legislației penale. Nu există un fundament juridic, un temei juridic, care să-i permit procurorului, indiferent de rangul pe care îl are, se constituie alte premise în desubliniere urarea urmăririi penale. Eu nu pot decât să fiu de acord cu solicitarea doamnei prim-ministru. Apelul făcut este de ambele părți. S-a adresat SRI, în egal măsură trebuie să ne adresăm Ministerului Public, componenta DNA, cealaltă parte semnatară a protocolului. Dacă SAT a spus că nu are competența de secretizări, citind comunicatul, se înțelege sublinierea altceva, ce indirect se recunoaște sublinierea existența protocoalelor, ceea ce este un fapt foarte bun. La cel mai înalt rang, ni se spune ce ele există. Voi vedea care va fi solicitarea doamnei prim-ministru sublinierei, dacă nu acoper sublinierei solicitarea către Ministerul Public, în limitele competențelor mele legale date de art. 132 din Constituție, care spune ce procurorii sublinierei desubliniere oare activitatea sub autoritatea Ministrului Justiciei, nu cum gre subliniere IT a spus cineva sub controlul Ministrului Justiciei, eu, în calitate de ministru al Justiciei. Luni la prima ori voi solicita Ministerului Public de secretizarea protocolului cu SRI, a spus Tudorel Toader la Antena 3.